Despre feteasca neagră se pot spune multe. E vinul despre care specialiștii zic că ar avea toate șansele să devină un soi fanion pentru vinurile românești, poate chiar o componentă a brandului de țară, așa cum e, să spunem, malbecul pentru Argentina. În episodul de azi vom discuta cu Mihai Nicolici de la Private Wine despre acest soi românesc, feteasca neagră, Însă, deși discuția va fi și despre soi la modul general, vom puncta și cu exemple foarte concrete. Vom afla cum se simte pe limba o fetească neagră de 15,3% alcool, cine se află în spatele noi crame mier la albă și de ce un vin din 2017 are note de piele care sunt de obicei specifice vinurilor mai vechi. Sunt Geo Iordache, iar acesta este episodul 17 al podcastului Intervin. Cunoscută într-unele zone din țară și sub nume populare, gen Poama Fetei, Coada Rândunicii sau Păsărească Neagră, Feteasca Neagră este printre cele mai premiate vinuri roșii românești la concursuri naționale, dar și internaționale. Normal că doar nu o să ne batem cu francezii la Merlot și Cabernet. Știm despre Feteasca Neagră faptul că e cultivată pe aproximativ 3000 de hectare, că e bine să fie aerisită în decantor măcar 30 de minute, apoi servită la 16-18 grade Celsius. Mai știm care are rădăcini adânci în istoria țării noastre fiind un soi autohton prefiloxeric. Are însă Feteasca Neagră un punct de origine? Feteasca Neagră se spune că este originară din zona Uricani, asta este undeva lângă Iași. Este un, sigur, un soi prefiloxeric, dar chiar mai mult se pare că el este un soi de cel puțin 2000 de ani, așa cum au mai apărut vorbe, soi dacic. Da, nu știu cât se ocupă dacii cu fetească neagră, dar, în fine, este un soi foarte, foarte vechi în România. La fel ca la mici sau la sarmale, zicem că soiul ăsta e autohton, că e al nostru, da? Totuși, există fetească neagră și în țările învecinate? Da, în Republica Moldova există fetească neagră, există probabil, nu sunt foarte sigur de chestia asta, există probabil și în Ungaria ceva care se cheamă fecheteleanică, adică ceva tot legat cu negru. Și probabil că mai există, dar nu face niște vinuri remarcabile, poate și în alte țări, eventual dacă în astea de pe lângă noi, eventual, așa, probabil, local, o chestie locală. Feteasca neagră ar putea fi un, să spunem, un soi autohton cu care să ne mândrim și peste hotare. Și Aici noi am mai discutat, cum să spun, subiectul evoluției sau schimbării feteștii negre de la vinificarea în demi-sec sau demi-dulce în sec, cea sec cu povestea Aureliei Vișinescu. Deci, această fetească neagră, acest soi fetească neagră, are potențialul de a deveni un soi fanion, să spunem, pentru vinul românesc. Acum te-aș întreba dacă, dacă vine un străin la tine da. la magazin și uh, îți cere, nu știu, un six-pack, give me a six-pack with your best fetească neagră, ui, ui, ce îi pui în coș. Acum nu-ți cer branduri, dar măcar așa, din, din ce zone ai alege. Uh, uite, întrebarea, întrebarea se potrivește la fix, mai ales că o să vorbim probabil puțin și despre degustările astea cele trei pe care tocmai l am încheiat și pe care sigur. le fac în fiecare an la Private Wine și am descoperit, sigur, nu am avut revelații decât într-un singur sens, acela că nu mai vreau să caut, eu unul cel puțin, nu mai vreau să caut nicio tipicitate de fetească neagră, vreau să mă bucur de diversitatea de fetești negri care există în România. Lucru extrem de frumos. Și atunci, dacă trebuie să-i fac unul, ia un six-pack și să fie totul doar de fetească neagră, m-aș duce în primul și în primul rând în zona de alumare. Zona asta de alumare este cea mai dens populată, dacă putem să-i spunem așa, cu fetească neagră și acolo sunt în acest moment vinurile cele mai, hai să spunem, cunoscute și reprezentative de fetească neagră în momentul ăsta. Deci indiscutabil de alumare trebuie să aibă măcar un uh, reprezentant, dacă nu chiar doi din șase. M-aș duce uh, în zona Olteniei, unde sunt câteva vinuri din fetească neagră absolut geniale. Uh, și în Oltenia, mai uh, spre munte și mai spre Dunăre, există în uh, zonele astea reprezentare foarte bună. Și de, acolo, și de acolo aș lua tot așa, una, dacă nu chiar două. M-aș duce în Banat, unde producătorii fac niște treabă extrem de frumoasă cu, cu fetească asta neagră și în rest, deci până acum am strâns vreo 5 și în rest, uite, m-aș duce și în Transilvania. Sincer să fiu, Transilvania n-a fost considerată niciodată o zonă prea prolifică pentru vinuri roșii, mai degrabă pentru vinuri albe, dar există câteva fetești negre din Transilvania absolut spectaculoase. După cum vezi, eu, unul, nu m-aș duce să prezint o, sau să dau o fetească neagră de Moldova, deși există, doar că vezi aici, intrăm în discuția aia dacă Vrancea e în Moldova sau nu, e în Moldova, știi? Adică da. în Vrancea sunt cel puțin două, dacă nu chiar trei fetești negre spectaculoase. Din păcate însă în Moldova și acolo discutăm în mare parte de cotnari chiar dacă îi spunem numele producătorului, e atât de mare încât nu cred că are vreo importanță. Codnarii au început să facă din nou fetească neagră, fac de ceva ani de zile, dar mai au încă până ajunge să fie niște fetești negre de-astea foarte, foarte cunoscute și foarte apreciate. Mai durează puțin, dar sunt pe drumul ăsta și... Deși au, din câte știu, vreo sută de hectare cultivate cu fetească neagră. Sigur că da, sigur. Și nu, nu numai codnarii, dar mai sunt și bucium, mai sunt câteva, dar vinurile sunt faine, ce să spun, dar dacă ar fi să mă întreb, și asta e părerea mea, nu le-aș include într-un six-pack, uh, cel puțin deocamdată. În România, din câte spun statisticile, sunt aproximativ 3000 de hectare cultivate cu fetească neagră. Și Oltenia plus Muntenia au peste 1000 de hectare, Moldova are și aproape 1000 de hectare, și sunt de departe cele mai mari zone cultivatoare Restul Așa sunt cu câteva zeci sau sute Deci avem o, avem o diversitate foarte mare, să spun, geografică da? Pentru Așa fetească e. neagră da. Deși ai spus mai devreme că nu există o tipicitate Totuși, ce gust ce gust ar trebui să aibă o fetească neagră? Adică ce, ce note, ce arome uh -huh. comune întâlnim când degustăm acest soi? Adică ceva tot trebuie să fie Așa comun este. Așa este Sigur, chestia asta cu tipicitatea ar trebui să se strângă niște specialiști, să se pună de acord și să spună, domnule, tipicitatea de fetească neagră este următoarea. Până se întâmplă chestia asta, lucru care eu nu întrevăd să se întâmple totuși în viitorul apropiat și nici mediu, iar de la îndepărtat deocamdată nu știu ce să zic. Deci, până se întâmplă chestia asta, eu prefer să nu discutăm în mod special de tipicitatea de fetească neagră, mai ales în, cum să spun, în compania oamenilor iubitori de vinuri și nu a profesioniștilor din enologi. Dar chiar dacă nu există această tipicitate de fetească neagră, sunt câteva note aromatice recunoscute în general de toată lumea pe care, ne, cum să spun, ne așteptăm să regăsim în vinurile din fetească neagră. Și anume, pruna uscată, aromele de prună uscate, sigur, și celelalte fructe roșii, respectiv negre, unele sunt... Sunt niște fetești care au predominant mure, altele care au vișine, cireșe și așa mai departe. Dar întotdeauna într-o fetească neagră căutăm cumva acest aromă de prună uscată și de asemenea mai căutăm niște condimente. Condimentele pot fi de la piper până la cuișoare, nucșoară, adică gama de condimente este destul de largă. Așadar, cam asta așteptăm de la o, de la o fetească neagră în general. Pe parcursul lunii septembrie, ai făcut uh, o serie de degustări de fetească neagră. Așa -i. La care eu am participat în anii trecuți, anul ăsta. Din păcate, stelele nu s-au aliniat pentru mine și n-am reușit. Okay. Dar uh, aceste degustări de fetească neagră sunt un fel de călătorii prin uh, lumea. <laughs> Feteștii negre, pentru că acoperă. Hai să nu spunem tot, că tot nu se poate acoperi, dar o parte din, din feteștile negre care se produc în România sunt reprezentate în, în aceste degustări. Okay. Și aș vrea, pentru că sunt ascultători care ne-au cerut de fiecare dată, ne-au spus: doamne, dați-ne dați și niște exemple, nu vorbiți numai la general despre vinuri. Da, da, și aș da, vrea da. să trecem un pic prin, hai să spunem, nu știu, notele de degustare, prin uh -huh. impresiile pe care ți le-au făcut, da. senzațiile pe care ți le-au comunicat oamenii care au participat la. Degustările astea, să trecem un pic. Nu ne lungim, scurt la fiecare dintre vinurile degustate, Sigur. astfel încât să ne facem o idee despre ce. Sigur. Ce s-a întâmplat acolo? Așa, haideți să începem cu două-trei cuvinte, însă înainte de a le lua pe fiecare. Ce vreau să spun cu acest și ce vreau să fac mai cu seamă cu aceste degustări este să prezint unui public care devine din ce în ce mai avizat. Asta nu înseamnă că publicul devine profesionist, dar. Datorită acestor degustări, de cele de la mine, dar nu numai, și din alte părți, faptul că oamenii participă la ele într-o măsură destul de mare îi face să devină mai avizați. Deci, ce vreau să spun în capul locului, am spus întotdeauna, este că aceste degustări, astea de la mine în general, dar astea mai e cu seamă, nu sunt niște competiții. Noi nu dăm puncte, nu dăm uh, medalii, nu facem absolut niciuna din chestiile astea. Deci nu există top 3, top nu, 5 sau nu cel exista. mai bun. Nu, există top 3. Există însă uh, top 3 al fiecărui participant. De fapt asta este și ideea. Degustarea este în blind, vinurile nu se văd și fiecare participant își alege vinul meu, ca așa se cheamă degustarea adică ceea ce i-a plăcut lui cel mai mult, dar asta înainte să, descoper să descoperim vinurile ca ei să vadă despre ce e vorba. Așadar, își aleg vinul care le-a plăcut cel mai mult și își fac un top 3, firește, doar bazându-se pe ceea ce le-a spus lichidul din pahar. Și atât. Bun, hai să vedem ce au fost. Au fost 25 de vinuri, le-am împărțit în 3 seri, pentru că e inuman să bei 25 de vin să testezi 25 de vinuri odată. Așadar au fost două seri de câte 8 vinuri și o seară de 9, ultima. Și hai să trecem așa puțin până fiecare, pentru că da, uite, acum că mi-ai povenit chestia asta, este într-adevăr o plimbare pe hartă așa destul de interesantă. Și am început cu Liliac Fetească Neagră 2018, un vin roșu nebaricat, adică neținut în butoaie de lemn, ele sunt butoaie 225, cu un procent, procentaj alcoolic de 14, adică 14% volume alcool, un vin care mi-a creat mie impresia de gazdă care te întâmpină cu veselie, un vin proaspăt, note de fructe roșii, foarte ușor de băut, niște note de mirodenii, dar nu care să fie foarte uh, sobre, e mai degrabă un vin hai să spunem, șugubăț, așa decât uh, foarte serios. Dar de multe ori avem nevoie de chestia asta, mai ales la întâmpinare, adică face întâlnirea cu Feteasca Neagră foarte plăcută. Apoi uh, am coborât, eu ce spun acum este exact ordinea pe care am folosit-o la degustare, da? Da? o să vezi că sărim dintr-o parte de într alta a țării și ajungem în cazul ăsta uh, în Oltenia la Vinarte, de unde avem Prins Mircea Fetească Neagră 2017. Un vin maturat 9 luni în baricuri de stejar, cu 14% volume alcool. Uh, vinul ăsta este un vin oltenesc până la Dumnezeu, până mă, duva oaselor. E un vin mai astringent, mai neastâmpărat. Vinarte fa face pe gama Prins Mircea, nu de foarte multă vreme Fetească Neagră, multă vreme Prins Mircea a fost doar Merlot, dar în orice caz ei au început să facă, Justinul Rucu, care este enologul de acolo, un tip foarte serios și profesionist. Vinul ăsta a început extrem de bine, dar mai are până să se exprime la capacitatea maximă. Simțim un gust intens de cireșe negre, afine și coacăze și de asemenea este însoțit de note de ierburi aromatice. Asta e interesant. Uite, vezi că la fetească asta neagră n-am spus nicăieri de prună și de condimente ci din contră, cireșe și ierburi aromatice vezi, asta e apropo de tipicitate următorul vin a fost Petrovaselo Melgis 2019 14% volum alcool și maturat timp de 3 luni în butoaie de 550 de litri, ele se cheamă Tono, este un vin cu care eu m-am împrietenit de foarte multă vreme și de-a lungul prieteniei astea am fost de multe ori martor al transformării lui, recunosc că cu unele transformări am rezonat, cu altele nu, dar nu asta e important. Vinul 2019 are realmente tot ceea ce îi trebuie. Este un vin tânăr, așadar 2019 de anul trecut, dar are niște note complexe, niște note de fructe foarte bine reliefate și note complexe. Datorită timpului extrem de mic, 3 luni este un timp mic pentru a petrece în butoi, dar butoaiele astea de la Petrovasel, astea de 550 de litri, sunt uh, întotdeauna dau mai mult decât te ai așteptat de la ele din punct de vedere aromatic. Aromatic care cireșe, mure, prune și afine, aromele însă pe care le simțim sunt de asemenea arome calde însoțite de ciocolată, cacao, condimente, piele, iată că pe măsură ce uh, spunem descriptorii ăștia aromatici, ne dăm seama că vinul ăsta este complex. Deși, în prima fază, el este doar plăcut, după care devine și foarte complex. Apropo de piele, spuneai mai uh, adineauri, uh, da. știam că pielea apare în general în degustare la vinurile mai, uh, mai vechi. Da, e oarecum de mirare că uite, da, apare și în componența unui vin Așa nou. este, da. Aromele de piele se numesc arome terțiare, asta înseamnă arome de învechire. Ele câteodată însă, în funcție de butoaiele folosite, de gradul de ardere și așa mai departe, pot apărea și urmarea maturării. Eu întotdeauna fac această diferențiere. Maturarea este timpul petrecut în butoaie de stejar sau în fine până la îmbuteliere, și după ce este vino, este îmbuteliat, nu mai este maturare, este învechire, deci de momentul la uh, se numește așa. Deci, uh, uite, într-adevăr, pielea apare ca, uh, ca aromă de învechire, dar uh, la Petrovaselul, la Melgis, așa a apărut. Ce spun eu aici sunt impresiile mele, coroborate Sigur. cu impresiile pe care le-am auzit de la uh, participanții la degustare. Nu de la toți că ar fi trebuit să scriu și așa și așa e mult. Bun. Mergem mai departe în dealul Mare, unde avem o cramă care se cheamă La Migdal, este o cramă nouă, e o fetească neagră 2017, ținută 12 luni în baricuri de stejar și având 14% volume alcool. Nu e un vin așa bombastic, gălăgios, nu face mult scandal, dar este foarte echilibrat și este elegant. Firește că se note de fructe roșii, coapte, prune pârguite, așa, dar de asemenea apar notele de condimente datorate maturării în baric. Vinul ăsta e frumos în momentul ăsta, dar mă aștept ca peste ceva timp să fie absolut încântător. Ca să nu stăm într-un loc să ne tot învârtim, vom merge mai departe cu Sarica Niculițel, Cai de la Letea Fetească Neagră 2017. Un vin maturat 12 luni în baric, 14,5% volume alcool, deci creștem puțin și nivelul alcoolic. E un vin, eu l-am considerat nemblânzit precum numele pe care îl poartă, dacă ai de la lete, fără discuție. El are o tehnologie de fabricație puțin mai deosebită de a multora, în sensul că uh, culegerea se face în două tranșe. Odată, strugurii sunt culeși la maturitate de plină, și apoi mai, o parte sunt lăsați în plantație și sunt culeși târziu. Târziu înseamnă octombrie sau. Vestul depinde de cât e de cald. În orice caz, târziu este la. Când începe ușor stafidirea lor, dar nu să stafidesc de tot. Da? Deci, la maturitate de plină este când e maturitatea fenolică, și acum depinde de zonă. Da? Uite, ce să spun. Spre exemplu, în Dealul Mare, marea majoritate a încheiat la momentul la care vorbim cu lesul. Da? Păi știu că, în general, 10-20 septembrie e cam atunci a se culege. E, în mod normal, ar fi trebuit să se ducă în octombrie, da? pentru că avem schimbările astea climatice și se face din ce în ce mai cald dar în timpul sau în fine, perioada de cules a venit mai înspre vară, da. Nu e chiar foarte în regulă pentru că ele, strugurii acumulează destul de mult zahăr, dar nu întotdeauna fenolic să se dezvoltă cum trebuie și atunci trebuie găsit echilibrul ăsta. De asta poate și vezi acum că dacă tot am vorbit, nivelurile astea alcoolice destul de ridicate, da? 14-14-5 și o să mai cresc. Deci cu toate că la sarica niculițelă ăștia, caii de la letea sunt făcuți în felul ăsta cu două culegeri, Taninurile încă nu sunt domoale, sunt niște taninuri aprige, sunt foarte arțăgoase așa. Sunt note de fructe roșii și negre, prune și scorțișoare și ceva senzații picante, dar foarte discrete. Mie mi se pare însă că e reprezentantul fidel, vinul ăsta e reprezentantul fidel al soiului din zona Niculițel. Adică dacă mă aștept să fie într-un fel, așa mă aștept să fie o fetească de, de sarica Niculițel. Mai departe mergem așa cum am spus în Vrancea, care încă n-am hotărât dacă e în Voltenia, în Doamne ferește, în Moldova sau în Muntenia, așa, dar cred că nici nu e treaba noastră. Și avem Crama Gârboiu. Am, în prima seară am avut Tectonic Fetească Neagră 2018. 14,7% volume alcool, 8, între 8 și 16 luni baric nou și folosit baricul nou este așa cum îi spune numele nefolosit niciodată, iar baricul folosit mai poate fi folosit de încă două ori, deci în total de trei ori și așa că gârboiu a folosit pe tectonic fetească neagră baric de folosință a doua adică a doua oară folosit multă muncă și pasiune au pus în vinul ăsta, 50% din cantitate s-a maturat în butoaie folosite timp de 16 luni, alt 10% maturat în butoaie noi de 8 luni are un procedeu care se cheamă batonaj, este amestecul de drojdi. Așadar, foarte multe lucruri și foarte multă pasiune și tehnică pusă în vinul ăsta. Se simte chestia asta, este un vin complex. Sunt note de mure, afine și magiun de prune. După aia avar scorțișoară, vanilie și tutun. Tectonic are niște note de tutun. Unii spun tabac. Da, da. Unii spun dar tabac, spus... dar tutunul e ok. Da. Ai, ai, spus 14,7% alcool. 14,7%. Cum, cum exact asta urma să spun acum, că deși este mare, alcoolul este foarte în echilibru și în concordanță cu corpul vinului, adică vinul este, după cum ți-am spus, senzația aia de majun de prune nu este doar aromatică, ci și gustativ, este un vin corpolent, așa? iar amplitudinea aromelor echilibrează acest corp și respectiv nivelul ridicat de alcool. Eu nu sunt fanul alcoolului foarte ridicat, dar aici mie mi se pare că s-a echilibrat foarte, foarte bine. Extrem de bine apreciat tectonicul în prima seară, foarte bine apreciat. Acum aș vrea să vorbesc despre Mierla Albă, care exact așa trebuie să se cheme, Mierla Albă 2017, un vin maturat timp de 24 de luni în baric, 14,6% volume alcool. Vreau să atrag atenția celor care nu știu că totuși să ții un vin. Doi ani de zile într-un baric costă enorm. Odată că tu l-ai cules, ai plătit pe el, ai făcut tot ce ai de făcut, ai cules turgurii, i-ai vinificat, sunt alte costuri de vinificare și nu poți să-l scoți pe piață, nu că nu poți, nu vrei să-l scoți pe piață pentru că îl ții doi ani degeaba într-un butoi. Sigur, degeaba financiar. Da, da, nu financiar. e, da, nu e financiar. chiar degeaba. Nu, nu, nu e degeaba financiar, bineînțeles. E, ăsta e motivul pentru care vinurile astea maturate în butoaie costă mai mult. Butoaiele în sine costă, faptul că nu-l scoți pe piață, faptul că îl depozitezi, toate astea se adună la costuri și vinurile sunt mai scumpe. În orice caz, mier la albă este... Da. Pune-ne două vorbe despre mier la albă, nu știu dacă ascultătorii au auzit. Mier albă este un vin, foarte, un vin, foarte, nou. Mier albă este o cramă care aparține... este proprietatea a doi enologi, foarte cunoscuți în România, unul dintre ei se numește Daniel Dorneanu și celălalt Răzvan Macice. Răzvan Macice are o întreagă istorie și o poveste destul de frumoasă, dar cred că ne lungim dacă începem să o povestim acum. În orice caz, eu așteptam. Vinul este făcut în dealul Mare, undeva pe lângă Tohani. E un vin pe care lumea l-a așteptat destul de multă vreme, pentru că se tot vorbea de el că va apărea și așa, iar el livrează exact ceea ce așteptam noi de la acest vin. Ce trebuie să spun aici foarte interesant este că Răzvan Macici cu care am vorbit înainte de a-l prezenta mi-a spus de la bun început că el personal nu promovează vinul ăsta ca fiind fetească neagră. De ce asta? Pentru că este un cupaj de fetească neagră și merlot, însă este 90% fetească neagră și 10% merlot. Deci putem să-i spunem fetească Sigur. neagră. Conform legilor europene și românești, dacă ai 85% dintr-un soi, poți să-i spui că e soiul respectiv. Dar ei au zis, domne, hai să o promovăm ca un cupaj. Cu toate astea eu am considerat-o legal ca fiind o fetească neagră și am promovat. Bun, vinul este complex, extrem de complex. Aromele sunt foarte diverse, de la fructe roșii, negre, prune, nuci verzi, scorțișoară, ceva cu ișoare, tutun iarăși, condimente calde, Corpul este impresionant, este aproape așa mai în glumă, mai în serios, poți să-l întinzi pe pâine. E bineînțeles că e o glumă, că nu poți. Dar e senzația asta de vâscos, așa de vin foarte plin. Se potrivește pentru cine îl cunoaște personalității lui Răzvan Macici, fără discuții. Este mai degrabă, i -am, după ce l-am gustat, i-am dat dreptate lui Răzvan Macici și chiar i-am spus, domne, e un vin minunat, a fost extrem de bine apreciat, dar uh, haideți să lăsăm că este vinul care se numește Mier la Albă și nu neapărat fetească neagră. E un vin de, de alumare, indiscutabil. De, uh, poate că o să avem la un moment dat ocazia să discutăm despre treburile astea, dar eu țin mai mult în acest moment la apartenența de zonă decât uh, la soiul din care e făcut. Să știm din ce zonă e, iar din soi mai povestim dacă e cazul. Bun, hai să trecem mai departe. Am încheiat seara cu domeniul Bogdan, primordial fetească neagră 2018, 12 luni de baric franțuzesc din Stejar franțuzesc, 15,3% volume alcool. Uh, un vin organic, domeniul Bogdan face viticultură organică și biodinamică, sunt note evidente de fructe roșii și de lemn, taninuri rotunde, senzație de căldură influențată bineînțeles de nivelul extrem de ridicat alcoolic, ce aș putea să spun este că primordial este ăsta, fetească neagră, este vinul care poate să închidă o seară este greu, e corpulent, e plin dacă n-ar fi foarte elegant lașa se muie, așa să zicem într-o glumă, cu un bodyguard într-un restaurant select care te îndeamnă să termini odată consumația Știi, o face cu respect da, cu eleganță, da. dar uh, etalarea de putere este evidentă. Așa este și în opinia mea și nu numai a mea, a celor de care au participat. Uh, acest uh, primordial fetească neagră este vinul cu care închizi o seară. După el poți să mai bei eventual, nu știu, ceva distilat, dar uh, sau te oprești, mai degrabă. Deci a fost o, o alegere bună pentru finalul primei serii. Indiscutabil, da, indiscutabil asta. Hai să mergem mai departe ca să. Că mai sunt o groază. Aici vreau doar o, o precizare referitor la a doua seară. Da. Uh, vorbim de a doua seară, dar a doua seară însemnând în săptămână următoare. Uh, da, deci ele au fost, fost consecutive. Nu, au fost seri consecutive. Nu, 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 că. <laughs> nu, că am totuși grijă de ficatul oamenilor și nu. <laughs> nu. Ele <laughs> da. au fost trei, trei zile de joi consecutive, dar firește, distanța de la o săptămână, da? Tot la o săptămână vom distanța și noi partea a doua din gustul de fetească neagră. Pentru că altfel ne-am lungit foarte mult cu acest episod, iar în materie de vin mergem pe deviza puțin și bun. În episodul următor, Mihai ne va povesti despre celelalte două degustări din seria de fetească neagră. Vom afla note de degustare și păreri despre alte 17 sticle de fetească neagră. De la Panciu, Vlădoi, Licorna, Bauer, Vișinescu, Catleia sau Davino. Asta ca să enumerăm doar câteva, Până data viitoare, paharul sus!